1592. Mihai Viteazul, ban al Olteniei, construiește la București o mănăstire ce îi va purta numele peste veacuri, o biserică de care se va lega o parte a istoriei Târgului Bucureștilor. O gramată patriarhală din 1591, întocmită de egumenul Evgenie, de la mănăstirea Simonos Petras de la Muntele Athos, ne oferă informații importante. Astfel, se menționează rugămintea adresată banului Mihai al Olteniei de a ridica o mănăstire care să înlocuiască folosința și prestigiul Bisericii Albă Postăvari, ce se afla în apropierea unei mlaștini aducătoare de boli. Noua biserică urma să aibă statutul de stavropighie patriarhală și să fie tot sub jurisdicția canonică a Patriarhiei de Constantinopol. Pe strada Sapienției din București, la numărul 12, în spatele blocurilor și a coloanelor de praf, aparte de privirile și agitația străzii, se află Biserica Mihai Vodă, în apropierea Splaiului Independenței și a Parcului Izvor. Aici îți poți găsi liniștea după o zi agitată sau îți poți începe lucrul după ce te-ai închinat. Aici timpul curge altfel, în locul unde copii, tineri și bătrâni își află fiecare bucurie și împlinire pentru rugăciunile lor. Stilul bizantin în care a fost construită biserica schițează privitorului primele semne de pace sfântă din orice parte ar veni la biserică. La ceas de slujbă, clopotul bisericii Mihai Vodă își cheamă credincioșii. Rând pe rând, aceștia intră în biserică și se închină la sfintele icoane și la moaștele sfinților păstrate aici, ale sfântului proroc Ioan Botezătorul și ale sfântului mare mucenic Dimitrie. Preoții se roagă pentru ctitorii bisericii. Mihai Voievod, Stanca Doamna. Cum spune tradiția, biserica aceasta a fost zidită la anul 1592 de fericitul voievod Mihai Viteazul, pe când era ban al Craiovei. Istoria spune că era în drum spre Constantinopol ca să capete firmanul de domn de la sultan. Țara românească era condusă de Alexandru cel Rău. Întreaga țară se afla într-o mare vitregie. Și atunci, Mihai Ban de Craiova, fiind educat la Constantinopol, se duce și cere salvarea țării. Din ban de mehedinți și mare stolnic, Mihai devine mai întâi mare postelnic, apoi ban al Craiovei și în cele din urmă domn al țării. Ctitorind biserica mănăstire ce îi va purta numele, Mihai Viteazul se înscrie în linia marilor ctitori de biserici ai neamului românesc, Mircea, Ștefan, Neagoe Basarab și alții. De la Patriarhul Constantinopolului, Ieremia al II-lea Tranos, Mihai Viteazul va obține pentru mănăstire statutul de stavropighie patriarhală pe lângă cel de ctitorie domnească. Din punct de vedere canonic, biserica depindea direct de Patriarhia de la Constantinopol. Din punct de vedere politic, ea depindea de domnul țării românești. În cetatea Bucureștilor, Mihai își avea biserica sa de suflet, unde să se închine și în care să poposească atunci când vitregiile timpului urmau să îl înconjoare. Legenda spune că într-o iarnă deosebit de geroasă, cândva între anii 1589 și 1591,
Mihai, fiul vitreg al lui Pătrașcu Vodă cel Bun, este prins din porunca lui Alexandru Vodă cel Rău. Vina sa? Uzurparea tronului. Mihai este dus spre piața Sfântul Anton, locul în care trebuia să fie executat prin decapitare. Drumul spre piață trecea pe lângă Biserica Albă Postăvari de sub dealul Spirii. Mihai, cu permisiunea gărzilor, se oprește aici, unde tocmai se săvârșea Sfânta Liturghie și se închină la icoana Sfântului Nicolae. În fața icoanei, Mihai își ia legământul de a construi o mănăstire pe dealul din apropiere, dacă va scăpa cu viață. În drum spre Constantinopol este prins de Alexandru cel Rău și este sortit morții prin decapitare. Și spune tradiția atât de frumos că în acea zi, cu soare strălucitor de mai, Mihai Vodă este dus la eșafod undeva în dreptul curții domnești de astăzi, în Piața Unirii, și înainte ca să-i fie tăiat capul, călăul întreabă ce dorință are. Mihai Vodă, privind către dealul Uranusului, a văzut biserica cea veche a doamnei Caplea Gheorma cu hramul Sfântul Nicolae și a promis atunci rugăciunile lui din fața icoanei Sfântului Nicolae din Albă Postăvari că dacă va scăpa cu viață, când se va întoarce de la Constantinopol, pe dealul acela va ridica o biserică de cărămidă în cinstea Sfântului Nicolae, în locul bisericii de lemn a doamnei Caplea, care deja era în ruină. Întors de la rugăciune, și-a așezat capul pe eșafod, iar călăul, când a ridicat securea, n-a putut să taie capul, spunând așa: n-am să tai niciodată capul care poartă niște ochi atât de albaștri, atât de luminoși și de frumoși. Mihai Vodă scapă cu viață, se întoarce de la Constantinopol cu firmanul, dar între timp deja lucrările de construire a mănăstirii încep în așa fel încât la 1593, când devine domn al țării românești, biserica mănăstirii era aproape gata. Dar de ce a fost nevoie ca Mihai Viteazul să jure la acea dată că nu este fecior de domn? De ce reprezenta el o amenințare pentru Alexandru cel Rău? În spiritul timpului, se pare că Mihai, fiul al voievodului Pătrașcu cel Bun și al Teodorei Cantacuzino, putea pretinde oricând în mod legitim succesiunea tronului. Pentru Alexandru cel Rău, asigurarea unei domnii liniștite nu se putea obține decât printr-un jurământ smuls prin amenințarea cu moartea. Din această întâmplare, un alt legământ va fi împlinit de Mihai, ridicarea unei biserici. De Mihai Viteazu se leagă ființa de pe pământ cea lumească a bisericii. În sensul acesta putem spune că Mihai Viteazu este expresia uneia dintre dimensiunile fundamentale ale voievozilor români, și anume aceea de domn creștin. Banul Mihai va înzestra biserica cu moșii din 13 sate, iar doamna Stanca, soția sa, moșia dintr-un sat, pământuri pe care viitorul domnitor al țărilor române le-a cumpărat cu 472.000 de aspri. Bisericii îi se vor adăuga o clopotniță, mai multe case domnești, câteva case pentru stareți, o sală de mese sau trapeză, o bucătărie sau cuhnie și pivnițe. Prin aceasta, biserica ctitorită de voievodul Mihai devenea mănăstire, lăcaș pe care îl va închina mănăstirii Simonos Petras de la muntele Athos. Documentele vremii arată că și podul peste Dâmbovița, care făcea legătura cu biserica, a fost construit tot la cererea și cu cheltuiala lui Mihai Viteazul. El este deopotrivă întemeietor de țară, fiindcă de numele lui se leagă prima încercare reușită de a constitui o conștiință a românismului integral. Am putea spune că este primul voivod al românilor de pretutindeni, a cuprins, altminteri spus, românitatea cu cele două aripi ale ei, la nordul și la sudul Dunării, ceea ce, altminteri spus, confirmă caracterul de unicitate al figurii voivodale a lui Mihai Viteazul. Vechea pisanie a bisericii vorbește despre aceasta ca fiind cea mai frumoasă cetate medievală.
ce atrăgea admirația tuturor celor care îi treceau pragul. În 1657, complexul mănăstiresc reprezentat de biserică, clopotniță și chilii este vizitat de patriarhul de Antiohia, Macarie Zaim. Diaconul acestuia notează în jurnalul său de călătorie: sâmbătă ne-am dus să slujim liturghia într-o mănăstire ce poartă hramul Sfântului Nicolae, ctitoria răposatului Mihai Voievod, așezată pe o înălțime la marginea orașului, de mari proporții și măreață, cu trei turle. Voievodul Mihai Viteazu a fost unul dintre cei mai mari voievozi creștini, poate similar cu Sfântul Ștefan cel Mare, Ștefan cel Mare cel Sfânt. Amândoi, ca și toți marii voievozi ai României, au încercat să pună în prim plan în toate acțiunile lor, fie că erau lucruri administrative, fie că erau războaie, să pună credința înainte. În trecerea prin țara românească, patriarhul Ieremia al II-lea scrie la 1591: Lăcașul a fost sfințit ca stavropighie patriarhicească de către smerenia noastră, care am săleșluit noi înșine acolo. Complexul arhitectonic se dorea a fi și un loc de găzduire a pelerinilor, pe lângă funcția sa de bază, aceea de mănăstire. Închinarea propriu-zisă a lăcașului Cametoh al Atosului o va face Mihai Vodă în 1599. Inscripția aflată deasupra intrării în biserică ne vorbește, peste generații, despre finalizarea lucrărilor la 1594 și despre o reconsolidare în 1711, pe timpul egumenului Iosif din Milos. Mihai Viteazu se leagă de un moment de răspânte al istoriei europene și al istoriei sud-estului european și deci evocarea lui ca mare voivod, ca mare figură în istoria europeană, iată, este corelată într-un chip tainic cu calitatea lui de mare ctitor de biserici în cultura română. În buna tradiție moștenită de breasla zidarilor, se obișnuia ca semnătura ctitorului unei clădiri de importanță publică să se păstreze într-o cărămidă din cadrul construcției, fără a se menționa cuiva locul unde era pusă. La Biserica Mihai Vodă, cărămida cu semnătura voievodului a fost descoperită pe peretele vestic. Părintele paroh ne povestește împrejurările descoperirii. De-a lungul istoriei, biserica aceasta a suferit mai multe vitregii, dar îmbucurător este faptul că pe peretele vestic s-a păstrat pe o cărămidă semnătura voievodului, care atestă autenticitatea bisericii. Această semnătură a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare. Inscripția conține numele întreg al voievodului, Ieo Mihai Voievod Viteazu, semnătură care apare și pe actele de cancelare ale voievodului. În momentul în care ne-am apucat de restaurarea exterioară a bisericii, constructorul care este specialist în bisericile lui Mihai Viteazul a venit și a căutat această cărămidă cu semnătura, pentru că se pare că toate ctitoriile voievodului conțin această cărămidă semnată manum propriu. În 1982, o decizie a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România are în vedere demolarea Bisericii Mihai Vodă pentru a face loc realizării Centrului Politico-Administrativ al Bucureștilor. Inginerul Eugen Iordăchescu, cel care avea să conducă implementarea proiectului, își amintește că la acea vreme s-a întocmit o machetă de 400 de metri pătrați în care erau prevăzute o serie de biserici pentru demolare, printre acestea și Mihai Vodă. În perioada anilor 1982 au început lucrările de demolare pentru realizarea așa zisului Centru Politico-Administrativ al Bucureștiului. Zona aleasă
pentru realizarea acestui ansamblu a fost zona Mihai Vodă. În această zonă se găseau un cartier foarte mare, cu construcții foarte bune, parte din ele și unele poate mai puțin bune. Dar erau câteva obiective importante. Era ansamblu mănăstiresc, mănăstirea Mihai Vodă, și cu un complex de construcții care adăposteau arhivele naționale ale țării. În această împrejurare au căzut multe obiective importante. Unele au fost sacrificate total prin demolare, altele au putut fi salvate prin procedeul denumit de mine translarea obiectivului. Inginerul Iordăchescu își permite să propună o soluție ce îi va surprinde pe mai marii vremii: translarea bisericilor ce urmau a fi demolate, mutarea lor din calea tăvălugului progresist și salvarea de la pieire. Metoda? Printr-un anumit număr de prese active și pasive, imobilul era ridicat pe cricuri hidraulice, întreaga operațiune fiind urmărită prin aparatură topografică. Sub clădire se introduceau șinele cu ajutorul cărora aceasta era mutată. În final, deplasarea bisericilor s-a făcut pe suprafețe de la câteva zeci de metri până la 300 de metri. Acesta a fost și cazul bisericii Mihai Vodă. Biserica actuală în care ne găsim acum, Mihai Vodă, nu era pe acest amplasament, era la o distanță de 298 de metri pe deal. Dificultatea translării bisericii a constat în coborârea clădirii de pe dealul Mihai Vodă, pe care se afla, de la o înălțime de 6 metri. Ingeniozitatea metodei, unică în Europa, dar și pronia dumnezeiască, au făcut ca prin acest demers să se salveze o serie întreagă de biserici, printre care și Mihai Vodă. Am folosit un proiect foarte complex, a fost întocmit cu 6 mișcări în spațiu pentru Biserica Mare și 5 pentru turn. Biserica Mare are o greutate de 3700 de tone, iar turnul de 700. Astfel încât dotările noastre și având în vedere înălțimea de aproximativ 6,87 metri unde era unde a fost pe amplasamentul vechi, a trebuit să adoptăm numeroase procedee de coborâre a bisericii de la această înălțime. Așa cum am spus, 6 mișcări au trebuit să fie făcute. Lucrarea a fost deosebit de dificilă. S-a putut, prin acest procedeu, salva un număr important de biserici. Lucrările au început în luna martie 1986 și au fost încheiate în octombrie în același an. Deci aproximativ 6 luni de zile, timp în care biserica a fost mutată de la înălțimea de aproximativ 7 metri până la și pe o distanță de 289 de metri în 6 luni de zile. Biserica a fost adusă pe distanța de 300 de metri, dealul fiind în partea dreaptă, până ajunge pe acest amplasament. Istoria bisericii Mihai Vodă se împletește cu începuturile istoriei moderne a României. Din anul 1857, aici este găzduită Școala Națională de Medicină și Farmacie, dar și unul dintre spitalele militare ale Bucureștilor. Nu peste multă vreme, în 1866, în incinta mănăstirii se va muta
sediul arhivelor statului. Secolul al XIX-lea se încheie pentru Biserica Mihai Vodă cu găzduirea aici a sediului unei primării de sector și a poliției. De biserică se leagă, după cunoștințele mele, în același timp și, cum spuneam, iată, această continuitate în ceea ce privește funcția voivodală în statul român, pentru că, iată, aici, în tablourile votive ale bisericii, sunt figurile voivodale. Este vorba despre Mihai Viteazu, dar este vorba în același timp și despre rege. Dar lucrul care va impune Biserica Mihai Vodă în conștiința românească din secolul 20 are legătură cu perioada interbelică. În anul 1916, regele înființează Ordinul Mihai Viteazul. Cavalerii Ordinului primesc mănăstirea ca loc de jurământ al credinței față de patrie și rege. Este vorba despre Ordinul Mihai Viteazul și încă o dată se poate verifica funcția și, dacă vreți, fenomenul miraculos tainic al întâlnirii dintre, iată, funcția misionară a bisericii și funcția liturghisitoare a bisericii noastre. Simbolul Ordinului Mihai Viteazul, dar și al casei regale, este prezent sub numeroase forme în biserică. Ordinul Mihai Viteazul a fost înființat în anul 1916 de regele Ferdinand ca o distincție de război pentru ofițerii români din primul război mondial. El și-a continuat lucrarea și în al doilea război mondial, fiind condus de regele Mihai, în vremea aceea voievod de Alba. Așa se și creează trilogia Mihai Vodă, Ordinul Mihai Viteazul, care au ca hram pe Sfinții Voievozi Mihail și Gavril, și iată conducătorul lor, șeful Ordinului, regele Mihai. Împodobirea bisericii cu ornamente din lemn s-a făcut odată cu restaurarea încheiată în 1935, lemnul și prelucrarea lui provenind de la Veneție. Astăzi, mobilierul bisericii este realizat în două etape. Este vorba întâi de catapeteazmă, de cafas și de aceste laterale, care sunt realizate la Veneția în anul 1935, ele fiind din lemn de nuc și de mahon. Sculptura s-a realizat în stilul brâncovenesc ca să se păstreze frumusețea și istoria bisericii. Cealaltă latură a lucrărilor în lemn o constituie strănile, care sunt făcute după deschidere din lemn de paltin, în formă de jilți, încercând să respectăm arhitectura de ansamblu. Biserica Călătoare, așa cum a fost ea numită, are o pictură în stil neobizantin, al cărei autor este pictorul Costin Petrescu. Restaurarea și pictarea, realizată între 1923 și 1935, vor susține biserica până la translarea ei din anii 80 și până la repunerea în circuitul liturgic în anul 1994. Pictura în biserică nu a fost degradată, dar era necurățată de zeci de ani. Dar, totuși, pictorul a simțit nevoia ca să picteze. Două tablouri sunt deosebit de evidente. Este pictura laică, unde un țăran împreună cu fiii și cu fetele lui sunt pictați în dreapta, iar în stânga ostașii care apără țară, ceea ce înseamnă unirea dintre popor și armată. Clopotnița Bisericii Mihai Vodă are la rândul ei o poveste aparte. Rolul clopotniței în primirea voievodului Mihai Viteazul era unul bine stabilit. Clopotnița bisericii pare așezată atipic la răsăritul bisericii, spre deosebire de starea inițială a ei către apus. Dar așa a fost așezată și în incinta mănăstirii Mihai Vodă, pentru că de la început s-a avut în vedere ca intrarea în mănăstire să se facă pe sub turnul clopotniță.
Și atunci, sfințiții slujitori din Sfântul Altar vedeau și când intră episcopul ca să iasă în întâmpinare și sigur vedeau și puteau primi și voievodul când venea la slujbă. Dar pericolul demolării a pândit și clopotnița, ea fiind salvată împreună cu biserica. Într-o însoțire dramatică, biserică și clopotniță au coborât împreună dealul Mihai Vodă pentru a dăinui între blocurile de pe strada Sapienției. Astăzi, în incinta bisericii Mihai Vodă, se aud doar 3 din cele 5 clopote ale bisericii, care răsună la fel de frumos ca în vremea voievodului și cheamă la rugăciune credincioșii din împrejurimi să înălțăm cuvinte de laudă către Dumnezeu și de mulțumire că am putut salva biserica. În curtea bisericii se află mormântul în care se odihnesc osemintele călugărilor atoniți ce au slujit de-a lungul timpului la biserica mănăstirii Mihai Vodă. Crucea și mormântul au fost realizate în anul 2000, pentru că terminându-se restaurarea interioară a bisericii, cafasul bisericii a fost așezat cu saci, cu oseminte, se pare ale călugărilor atoniți care au slujit în mănăstirea Mihai Vodă și sigur rude ale familiilor domnitoare care au viețuit aici de-a lungul istoriei. Biserica este cunoscută astăzi printre credincioși, mai ales pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Acționița nu a arătat tot timpul așa. În timpul lucrării de restaurare, au ieșit la iveală inscripția cu numele icoanei, Odighitria, în semnul donației făcute de monahul Ioan din Rusicon, anul 1666, precum și semnătura acestuia. De-a lungul celor aproape 400 de ani de existență a icoanei în această biserică, părinții, ca să o poată întreține, au mai pictat-o odată, așa fel încât, în 94, când noi am dat-o la restaurare, deasupra icoanei, picturii inițiale, se mai aflau alte 3 rânduri de pictură. Și atunci, icoana fiind restaurată, icoana fiind conservată, a scos la iveală chipul atât de frumos al Maicii Domnului și numele icoanei, îndrumătoarea, cea care te povățuiește. Această icoană a Maicii Domnului, îndrumătoarea, are slujba de prăznuire pe data de 21 ianuarie și în ajunul acestei sărbători, pe 20 ianuarie, săvârșim slujba vecerniei unită cu litia. Slujbele se desfășoară după tipicul icoanei Maicii Domnului Prodromița din 12 iulie. Cântăm apoi paraclisul Maicii Domnului, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu și am rânduit acest paraclis pe notație psaltică. Se cântă în fața icoanei Maicii Domnului, iar apoi icoana este scoasă din strană și se face procesiune cu icoana, se înconjoară biserica, toți credincioșii cântă Apărătoare Doamnă, iar la sfârșit fiecare credincios trece pe sub icoană. Numeroși credincioși din toate categoriile sociale, personalități ale vieții sociale și culturale, precum și oameni obișnuiți, se regăsesc în liniștea dintre blocuri. Aici ei își aparțin unii altora și împreună comunității spirituale reprezentată de parohia Mihai Vodă. Această mănăstire pentru mine înseamnă, de fapt, comunitatea. La oraș este foarte greu să ai parte de comunitate. Comunitatea, în general, înseamnă un spațiu mai mic, intimitatea unui sat în care toată lumea se cunoaște și se respectă. Cred că acest loc, pentru mine, înseamnă adevăratul spirit al comunității pierdute. Aici toți oamenii sunt egali. Aici toți oamenii se respectă și sunt respectați, se supun unui ritual profund bisericesc și ăsta cred că este și meritul preotului paroh. Prin Biserica Mihai Vodă am reușit să-mi esențializez modul meu de a mă exprima și de a mă afirma ca sociolog de orientare creștină, dar în același timp și ca profesor. Fiindcă aici, la Mihai Vodă, așa cum am precizat, se realizează o sinteză extraordinară
între funcția de liturghisitor a părintelui Adrian și funcția sa misionară. Aici este biserica unde de fiecare dată când vin în București, de fiecare dată sunt aici. Și la toate slujbele și duminicile sunt prezent și este biserica mea de suflet. Aici suntem ca într-o familie. Fiecare vrea să aducă jertfa lui către Maica Domnului, ajutând la tot ce ține de bună înțelegere dintre noi, dintre credincioși. Vreau să vă mărturisesc că prezența Maicii Domnului se simte în această biserică. Ne ocrotește și ne apără. Mai mult decât orice, Biserica Mihai Vodă stă astăzi mărturie a unor pagini de istorie națională și reprezintă pentru trecătorul grăbit sau pelerinul răbdător clipa de tăcere într-un oraș zbuciumat. Scrisă de mâna zidarilor și a domnitorilor, a călugărilor și a preoților, a demolatorilor, dar și a eroilor ei salvatori, povestea Bisericii Mihai Vodă se deschide și se înțelege numai prin atingerea, rugăciunile și închinarea la altarul dintre blocurile de pe strada Sapienții. La Mihai Vodă, toate îți vorbesc despre trecut, despre pronia lui Dumnezeu pentru biserica sa și toate te poartă spre liturghie.